Salut, ce faceți? Eu bine, voi? Comentariul epic din episodul trecut este de la No Name, care zice: ai îmbătrânit, bă, ai ajuns la episodul 84. Bă, adevărul e că am făcut ceva episoade. 84 din comentarii epice, 76 din ce mai nou și 21 sau 20 din actualități. Plus niște podcasturi și alte clipuri cu subiecte din știință și tehnologie. Și chiar ieri am făcut 100.000 pe TikTok. Așa că mergeți și dați follow și acolo dacă încă nu ați făcut-o. Și pe Instagram, pentru că și acolo fac Caterinca în fiecare zi. Am avut și o săptămână un pic cam plină, motiv pentru care nici n-am pus vlog săptămâna asta, dar am filmat niște chestii. Probabil o să le leg cu ce filme săptămâna viitoare și săptămâna viitoare punem și vlog. Andrei Bala, comentarii epice, să înceapă episodul 85. Totul începe cu un ceas legat de mâna lui, care oricând face minunce, nu plac ori și cui. Oricât ar vrea pe lumea asta, nimeni nu întrece Benten. Chiar când îl vezi, chiar o surpriză te poate aștepta. Extraterestrul el apare chiar în fața ta. E sprintena ce foarte bun ia orice foc vrea Benten. E mereu pe fază, rezolvă orice caz. El salvează lumea de orice necaz. Nu are frică, este un viteaz. Fiind cel mai tare, luptă fără de răgaz. Benten! Eu mă întreb cine îl filma. Nimeni nimic. Eu la 7 ani după ce vedeam un episod din Ben 10. Acel moment când marfa e de calitate. Ia, sigur mă înșală. El. Ben 10. Câți ani ai? Întreb din curiozitate. 19 anișori. Zici că are contor electric la mână. Mama. Și când ai de gând să-ți faci o iubită? Eu. Ben 10. În 2021 vom avea mașini zburătoare. 2021. Când zic doctorii, nu fumați în timpul sarcinii, și ele zic, n-o să aibă nimic copilul. Țânțarul din cameră pe care nu-l prinzi și face spectacol. Chiar când îl vezi, chiar o surpriză te poate aștepta. Consumatorii de droguri devin agresivi și răi. Consumatorii de droguri. Tun, 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 tun. S-a speriat pisica mea de el. Hai să ne uităm la comentarii. Cu vocea asta ești un dansator bun. Așa pornește pasatul meu. Când bagi modulatorul și ești pe frecvența greșită, rămâne fără baterii. Când zgâri CD-ul ăla bun. Când dai la automat să pornească mașina. Când bagi motorină în loc de benzină. Când nu conectezi bine căștile la telefon. Acel moment când cânti două melodii în același timp. Mașina mea încercând să pornească la minus 20 de grade. Zici că ești cauciucurile mele când pun frână brusc. Șoarecul după ce mănâncă o travă. Când îți iei AirPods de la Dragonul. Când ai căștile și începi să cânti prin casă. Nimeni nimic. Loganul meu. Îl strâng coastele când te screm și nu mai iese. Ia faringoset că am avut și eu odată tuse de asta. Boxa mea portabilă când rămâne fără baterie. Și tractorul lui bunicul meu făcea la fel înainte să explodeze motorul. Deci băiatul ăsta ne zice așa în TikTok-ul ăsta: dacă te-ai blocat cu mine în cameră timp de 24 de ore, ce am face? Hai să vedeți comentarii. Ora de română probabil. Ți-aș da niște recomandări pentru o dietă de îngrășare, fratele meu. Am dat nume la firele de păr. Mi-aș zgâria ochii să nu mai pot să te privesc. O rugăciune. Dacă uiți că e cu tine în cameră și dai cu pastile de țânțari, ăsta moare. Nu uita să luați abecedarul cu voi dacă rămâneți blocat cu el. Te-aș întreba despre tine, îți fac ceva de mâncare și apoi îți citesc o poveste să faci neniță. A venit alergia. Dă-i mă drumul de aici, mă. Meditații, nepotul meu. Să treci clasa. Frumos, ai terminat clasa 8-a cu Fanta, cu prăjituri, cu alea.
Bombardier, te învăț unde se leagă și returile. Să nu le mai legi de gleznă. Te-aș folosi pe post de cheie să descui ușa. Am face instrucțiuni de conjugare a verbelor. Mi-aș ține respirația până mor. Ia uitați-vă la ăsta. Fără per. I-a fugit perna la ăsta. Are pernă wireless. Poate e mort. Nu fi rău, încerca să leviteze. E mort de 2 zile. S-a întărit așa. Omul făcea pilates și tu râzi de el. E împăiat, criogenat. I s-au deschis chakrele. Noua pernă de la Dormeo. Și de aici expresia: am băut până m-am făcut lemn. A rămas băgat în viteză. De când n-ați mai văzut așa? Așa uși? A? Ia uitați, a? Un aer așa comunist, așa. He-he. Și pe perete, vă aduceți aminte? Să vedem și baia. Wow! Superb! Old style! Bă, de când am mai văzut robinet de aia? Și pe jos frumos, parchet, tată, parchet, lemn, direct, mai scârțe pe alocuri, dar e ok. Aici așa avem un dressing, oare o fi Ceaușescu înăuntru? Și piesa de rezistență. Hop! He-he-he, ăsta ce dracu e? Ăsta? Ce dracu e ăsta? Așa arată și pe hol. Super! Astea de fiecare dată îl găseam butonul topit. Îl topeau ars. Taci că vine! Aleluia! Mai avem și de-aștia. Sită, canci. Simt mirosul de naftalin al casei prin telefon. Nu-mi place că n-are vasul de la WC cu lanț. Aici a fost și străbunica. Unde e muzeul ăsta? Hotel Național Mamaia. Dar tu ai călătorit în timp sau la Constanța? Dacă nu era afișul cu COVID-ul pe lift, jurai că e filmat în anii 80. Mai puteți filma odată, neamărind miliardar. Ai dat și bani să stai aici? Da, 150 de lei pe noapte. Dar unde te-ai cazat, mă, în Moscova? M-a cucerit sunetul de clanță. Asta-i camera de arest a poliției. Cazări la mare, 2021 color. Hârtia igienică trebuia să fie de culoare gri, maxim roz și aspră. Ai să râzi, dar se poartă vintage. Bă, dar unde e plapuma aia de 2 tone care te irită? Bine că a luat măcar tablou cu Ceaușescu de pe perete. Rupeți butonul ăla de like, cum ați făcut la episodul precedent. Săptămâna viitoare vine vlog. Instagram pe follow. Follow pe Instagram, pe TikTok, mai ales pe Instagram, că acolo trebuie să ne adunăm 10.000 ca să pot să vă pun cu swipe up. Ca de fiecare dată, mulțumiri membrilor de pe acest canal. Dacă și tu vrei să devii membru, știi ce trebuie să faci. Andrei Bala, comentarii epice, episodul 85. Ciao!